Monahii au găsit o ingeniozitate. Au împărțit ziua au împărțit-o în trei. Așa. 3 ori 8 ore. Și au spus așa: 8 ore îi le dedic lui Dumnezeu. De ce? O să vedeți că, în principiu, într-un ciclu liturgic normal, într-o mănăstire, cam 8 ore durează. Bine, poate în mănăstirile de astăzi sau cu mai puțin monahi, într-adevăr, e foarte greu să faci, mai ales rânduiala de noapte, prevegherile. Dar să spunem că 8 ore le dedic lui Dumnezeu. Între Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, care este zilnică, mai ales în mănăstirile mari, între ceasurile care se fac vecernie și utrenie, cumulate sunt 8 ore. 8 ore, spune monahul așa, 8 ore le dedic muncii, că trebuie și să muncim, așa e? Deci nu putem să... Deci 8 ore trebuie să muncesc. Și aici fiecare are ascultările lui. Fiecare, inclusiv și ascultarea de la biserică, este o ascultare și ascultarea de la strană. Unii sunt într-un atelier sau la croitorie sau se ocupă cu agricultura sau cu grădinăritul sau cu curățenia sau nu poate să fie șofer sau secretar. Fiecare și are ascultarea lui. Și 8 ore îmi rămân mie. Bine. E adevărat că cumva o să spuneți că nu prea este echitabil, că nu se potrivește deloc unei familii, că familia cum face doar cu 8 ore. Și, dar fiecare dintre noi ar putea fi sincer. Să ia o foaie de hârtie și să scrie cu cea mai mare sinceritate un calcul, să vedem cât timp îi dedic lui Dumnezeu, cât timp dedic familiei mele, cât timp dedic muncii. Munca din stat și-a luat calculul ei, adică cele ale cezarului sunt ale cezarului, acolo matematica e foarte simplă. 8 ore și te rogi să fie 8 ore, că de multe ori pot fi chiar mai multe, așa, și nu avem ce să le facem, alea le dăm. Dar cu restul cum fac? Cum fac să le împart? Și ce înseamnă timpul? Ce înseamnă timp alocat pentru mine? Ce înseamnă timp pentru Dumnezeu? Foarte mult mi-am pus întrebarea în ceea ce dăruiesc aproapele meu, dacă timpul este de calitate. Să știți că eu mi-am pus întrebarea să-i dăruiesc lui Dumnezeu timp de calitate. Nu timp de bifat, așa, am bifat și a trecut timpul, e foarte bine, cu mine, fără mine, viața merge înainte și, adică, plutim în aceeași direcție, nu contează ce am mai făcut și eu pe acolo, lumea merge înainte.